Vreau să mulțumesc încă de la începutul Domnului pentru buna colaborare care am cu fratele Iosif. Am vorbit despre Olimpiada Biblică și am zis că cei de la clasa 6-a, 7-a vor da din cartea Evrei, 1, 2 Samuel și Evrei, și în programare luna aceasta aproape toate textele sunt din Evrei, lăudat să fie Domnul. Dacă tinerii aduc Biblia și o deschid și sunt atenți pe versetele biblice, fac o bună pregătire pentru Olimpiadă. Domnul să-i binecuvinteze. Frații mei, Domnul mi-a pus pe inimă în seara aceasta să vorbesc despre credință. Cred că pe oricine aș numi aproape din seara aceasta și aș zice, predică despre credință. Ar fi foarte ușor să predice și vreau să spun totuși în seara aceasta, mie mi este parcă greu să predic despre credință, că văd că avem o lipsă în domeniul ăsta. Poate și eu mă confrunt, nu poate, și eu de multe ori mă confrunt cu problema aceasta a credinței și aș vrea, dacă Domnul ne dă har în seara aceasta, să înțelegem ceva mai mult din această minune numită credință. Se vorbește de credință, oamenii din lume au credință, noi toți avem credință și necreștini avem credință. Te duci să aprinzi becul, ai apăsat să aprinzi becul. Deci nu te-ai gândit, ai crezut că se aprinde să aprinzi becul. Mergem prin credință că vom primi un salariu, facem lucruri prin credință, sunăm la capătul firului, ne răspunde cineva de la aeroport și credem că aeroportul, că avionul are întârziere 3 ore, credem și mergem cu 2 ore mai târziu la aeroport, cu 3 ore, nu? Facem lucruri prin credință banale, zi de zi. Dar nu vreau să vorbesc despre lucrurile astea banale pe care noi le facem prin credință. În seara aceasta aș vrea să vorbesc despre credința văzută din două puncte de vedere diferite. Aș vrea să vorbesc despre credința creștină. Aș vrea să vorbesc despre credința aceea care se înfiripă, care ia naștere în viața unui om care se naște din nou. O credință care vine în primul rând la nivelul minții și a inimii. Și vreau mântuirea, de a duce mântuire. Mântuirea, frații mei, este numai și numai prin credință. Este și prin fapte? Repede răspundem teoretic, frate Sorin, nu este deloc prin fapte. Nu este deloc prin fapte. Dar dacă vă ajunge la bani mărunți, ați ajunge la concluzia, parcă este și prin fapte. Este o evanghelie greu de înghițit. Evanghelia Apostolului Pavel, al lui Iisus Hristos, este parcă greu de înghițit. Hai să citim un verset din Biblie, din Romani, capitolul 3, versetul 28, zice, pentru că noi credem că omul este socotit neprihănit prin credință, fără faptele legii. Crezi tu, te întreb în seara aceasta, că e socotit numai și numai prin credință, fără faptele legii? Crezi tu că e socotit neprihănit și că ai mântuire numai prin jertfa lui Hristos? Zice versetul 24, Roman 3, deschideți Biblia la Roman 3, cei care aveți Biblia. Și sunt socotiți neprihăniți fără plată, prin harul său, prin răscumpărarea care este în Hristos. De ce prin răscumpărarea care este în Hristos? Pentru că pe Hristos pe El, Dumnezeu l-a rânduit mai dinainte să fie prin credința în sângele Lui o jertfă de ispășire. Versetul 26. Pentru că în vremea de acum să-și arate neprihănirea Lui în așa fel încât să fie neprihănit și totuși să socotească neprihănit pe cel ce crede în Iisus. Unde este dar pricina de laudă? Frații mei, dacă un om se uită la mine, dacă un om se uită la tine și te vede atât de trist pe calea credinței și te vede atât de nesigur pe calea credinței și mă vede atât de apăsat pe calea credinței, de ce s-ar face creștin? De ce s-ar vrea nesiguranța pe care eu am pe calea credinței? Care nesiguranță, Sorin? Nu m-am rugat destul. Să-ți ne liniștit. Care nesiguranță? N-am postit destul. Nu sunt sigur. De ce nesigur de mântuire? De ce simt nesigur de mântuire? Este prin fapte sau este prin har? Este prin ce a făcut Hristos sau prin ce fac eu? Spuneți-mi, o să ajung mântuit prin ce fac eu? Niciodată. Dar niciodată. Și diavolul mincinosul
E prezent întotdeauna să mă zâcâie? E prezent întotdeauna să mă mintă, să zică, nu ești suficient de pregătit. De ce vrei să vii cu credință, cu îndrăzneală înaintea lui Dumnezeu? Că nu te-ai pregătit destul. Diavolul vine și zice, tu astăzi să nu iei cina. De ce? N-ai postit cât a trebuit săptămâna trecută. N-ai făcut ce n-a trebuit săptămâna trecută. De ce e cina? Pe ce bază e cina? Că te-ai pregătit tu destul? Niciodată. Niciodată nu o să fii destul de pregătit. Nu te înșela singur. Niciodată. Dar niciodată. Pentru că niciodată nu suntem așa de buni. Apostolul Pavel întreabă, fraților, unde este pricina de laudă? Unde este dar pricina de laudă? S-a dus. Prin ce fel de lege? Versetul 27, bravo! A faptelor? Nu. Ci prin legea credinței. Frații mei, ar vrea să... Ăsta-i lapte duhovnicesc. Vreau să vă fie clar, Biserica lui Hristos sunt mai multe categorii. Sunt mielușeni, sunt oițe, au nevoie de lapte. Ar vrea ca învățătura aceasta să vă fie clară. Ne lăsăm așa de ușor în mintea noastră clătinați de alte învățături. Așa de ușor venim și ne tulburăm și suntem nesiguri de mântuirea noastră. Să uită oamenii din lume la noi. Mă uit eu la dumneavoastră, vă uitați dumneavoastră la mine. Ce-i cu noi? Dumnezeu ne-a dat credința. Credința pentru mântuirea mea este numai în ispășirea care este în Iisus Hristos. Este numai în ce a făcut Hristos. Niciodată nu o să fiu suficient de bun. Și diavolul zice, să n-ai îndrăzneală în rugăciune. De ce? Nu e suficient de bun. Frații mei, vreau să vă dau un îndemn în seara aceasta. Încredeți-vă în Hristos în toate lucrurile. În Evrei spune, când ne prezentăm înaintea lui Dumnezeu, nu ne prezentăm deloc prin faptele noastre, ci prin calea cea vie pe care a deschis-o Hristos, prin jertfa Lui, prin sângele Lui, prin ispășirea, prin luarea păcatelor noastre asupra Lui, păcate trecute, păcate prezente, păcate viitoare. Frații mei, vreau să vă spun un lucru foarte clar. E foarte important pentru tine. Vorbesc tinerilor în mod special. Dacă cei bătrâni crede seara aceasta că e prea lapte pentru ei să nu asculte, trebuie să învățați versete. Trebuie să învățați multe versete. Dacă ar fi să vă întreb, zi-mi 5 versete care vorbesc despre neprimirea care este a ta în Hristos, să știi să-mi spui 5 versete minim, să nu zic 10 sau 20. Nu vreau să vă osândesc. O, nu știi 5, ești un păcătos. Nu ești nici un păcătos, ești copilul Dumnezeu, ești un fiu. Învață! Pentru că învățarea cuvântului lui Dumnezeu, cum se spunea azi dimineață, aduce biruință, aduce credință, aduce stabilitate, aduce hotărâre de a rămâne în Hristos, de a rămâne pe stâncă. Dar neînvățarea cuvântului Dumnezeu, nebăgarea în seamă, neluarea minte, necitirea, nestudierea, nerămânerea în el, provoacă necredință. Vorbind despre Olimpiada Biblică, scopul ei este să-L cunoască pe Dumnezeu. Este să se întărească în credință. Este să adune mai mult cuvânt în inimă. Să rămâne statornici în credință. Pentru asta e Olimpiada, nu pentru niciun alt motiv. Amin? Ăsta e singurul motiv adevărat, da? Zice aici, versetul 6, 11 cu 6, care s-a citit. Și fără credință este cu neputință să fim plăcuți Lui. Am vorbit un pic, foarte puțin. Poate că ar trebui să ținem o lecție numai pe mântuirea noastră prin credință. Să citim multe locuri din Biblie unde vorbește, din Romani. Da? Suntem mântuiți numai prin har. Numai prin har. Fără nicio faptă a legii. Numai prin dragostea lui Hristos. Dar nu vreau să vorbesc acum mult despre lucrul acesta, că vreau să vorbesc cum trăim viața de credință. Fără credință este cu neputință să fim plăcuți lui Dumnezeu, zice versetul 6, că cine se apropie de Dumnezeu trebuie să creadă că El este și că răsplătește pe cel ce caută. Asta aș vrea să înțelegem în seara aceasta. Mă gândesc, cei care aveți Biblie, vă rog să deschideți Biblia, la Evanghelia după Matei, capitolul 14, începând cu versetul 22. Până la versetul 33 vorbește despre umblarea pe mare. Vorbește despre credință acolo.
Zice că după ce Iisus a dat drumul roadelor, s-a simt pe munte să se roage singur la o parte, să noptase și era singur acolo. În timpul acesta, pentru că el a silit, am citit mai sus un verset, a silit pe ucenici să intre în corabie și să meargă pe cealaltă parte. El, o să vin și eu, le-o zis, dar nu știa cum o să vină. În timpul acesta, corabia era învolmită de valuri în mijlocul mării, căci vântul era împotrivă. Ucenicii erau fără Iisus în barcă. Iisus nu era cu ei. Se luptau cu valurile. Vreau să vă spun că m-am uitat pe YouTube la corăbii în furtuni. La corăbii monstruoase de mari. Deci vă spun, se ridicau valuri de câte 4, 5, 6 metri uriașe. Barca se ridica așa și cădea în valuri și venea valul celălalt și o izbia și se zice că acum se duce vitea animalul de corabie. Enorme. M-am uitat la bărci în furtuni. Ucenicii erau într-o furtună nu ușoară, să știți. Nu era ușoară. De ce vreau să menționez lucrul acesta? Că Petru ajunge să umble pe apă. Ajunge să umble pe apă. Dar când a ieșit el din corabie, nu atunci a apărut din senin furtuna. Furtuna era acolo. Vreau să observăm credința aici, da? Și zice că pe când se îngâna ziua cu noaptea, ucenicii l-au văzut pe Domnul Iisus, se luptau în furtună cu valurile venind pe ape. S-au înspăimântat, au văzut că este o nălucă. Și versetul 27, de frică ce au țipat, Iisus i-a îndată, îndrăzniți, eu sunt, nu vă temeți. Fiți atenți la credința lui Petru. Frații mei, vreau să țineți cont când vorbim de credință. Avem mai multe caractere. Petru era un tip de caracter, un om care sărea înainte întotdeauna, un om plin de energie, un om plin de, care avea anchietate, care plăcea să fie primul, să se arunce. Petru, eu îl apreciez, eu îl iubesc, eu, cum să spun, îmi place stilul lui Petru. Dar sunt mai multe caractere, unii sunt mai melancolici, alții sunt mai rezervați, alții sunt mai așa. Nu vorbesc de toate. Uitați-vă la Petru. Petru întotdeauna căuta să fie cel din tâi. Când erau pe țări după înviere și Ioanul zis, este Iisus, este Domnul. El a luat haina pe primul, să fie primul cu Iisus. Dar caracterul ăsta plin de credință pe care noi îl admirăm, vreau să spun, are slăbiciunile lui. Petru aici îl găsim până la urmă, începe plin de credință și îl găsim într-o slăbiciune totală. Petru și după rusarii, să știți că și-o păstra caracterul. În Antiohia, când s-a dus acolo în Antiohia și stătea la masă cu neamurile și au venit cei de la Ierusalim, s-au retras, Pavel s-a ridicat în picioare, s-a ținut împotrivă, aceeași chestie, primul care s-a retras să nu-l vadă și l-a mustat în față, nehotărât, un caracter totuși nehotărât, plin de credință și ai tendința când ești aici să fii și nehotărât. Să nu crezi că dacă ți se întâmplă ție să fii odată plin de credință și odată nehotărât, nu ești credincios. Nu te înșela, ești credincios. Acolo în Galatia, știți ce s-a întâmplat? Deci el deja avea botezul cu Duhul Sfânt, era plin de Duhul Sfânt și încă își păstra anumite caracteristici din viața lui, din caracterul lui. Pentru că alea Hristos nu le schimbă. Numai noi trebuie să învățăm să fim cumpătați, să trăim în ele. Uitați-vă la Petru. Era furtună mare. Îl vede pe Domnul. Iisus zice, îndrăzniți, eu sunt. Versetul 28. Doamne, i-a zis Petru, dacă ești tu, poruncește să vin la tine pe apă. Frații mei, este credința asta? Este credința sau nu credință? Foarte mare o găsesc. Foarte mare. Pe furtuna aia să ai tu curajul să zici, dacă ești tu, e vorba, dacă ești Hristos, vreau să spun, în fiecare revelație și în fiecare încercare pe care dumneavoastră o aveți și eu o am, Hristos vrea să se reveleze într-un mod deosebit. Hristos aici vrea să se reveleze lui Petru și Apostolul într-un mod deosebit. Ce dacă ești tu, cine? Domnul, Împăratul Dumnezeu, poruncește-mi să vin la tine pe ape. Păi Petre, dar tu nu vezi că e furtună? Ba, văd. Nu mă interesează, eu umblu pe ape dacă este cu adevărat Dumnezeu. S-a coborât din parcă, a început să umble pe ape. A început foarte bine. Foarte bun început. Dar a ajuns într-un impas. În timp ce mergea pe ape, o pășit pe ape, a început să uite la furtună, la valuri. Vi se întâmplă lucrurile acestea să începeți în viața de credință puternic? Sau un lucru
Și apoi se începe să vă refaceți calculele. Ca și cum prima dată când ați coborât din barcă, n-a știut că Hristos este Hristosul, că e Dumnezeu. Și coborâți din barcă și apoi începe să vă zice, oh, dar ce vânt, dar ce val mare, dar parcă alea nu. Și a început să se afunde. Și în sfârșit ne-a reușit a credinței lui. Da? A început să se afunde și a strigat, Doamne, scapă-mă! Da? Când a văzut că vântul era tare și fiindcă începea să funde, a strigat, Doamne, scapă-mă! Frații mei, ce s-a întâmplat cu Petru acolo? N-a știut el când a coborât pe apă? Așa. Fiți atenți, dar ce vreau să scot în evidență în versetul 31? Îndată Iisus a întins mâna, l-a apucat și a zis, puțin credinciosule, pentru ce te-ai îndoit? Observați, credincios, puțin, îndoit. Credința puțină are de-a face cu îndoiala. Și de multe ori în inima noastră apare îndoiala. Inclusiv a celor mai bătrâni frați. Vreau să vă spun, câteodată avem impresia că noi, dacă se întâmplă în inima noastră, știm nimic de ceva, nu înțelegem, ne punem semne de întrebare, apar îndoieli. Nu sunt în regulă, nu sunt în regulă. Frații mei, ba sunteți în regulă. Pot să apară în viața, îndoieli în viața fiecărui păstor. Dacă l-ați întrebat pe fratele Iosif, de multe ori, probabil că și el ajunge să se lupte cu anumite îndoieli, niște lucruri. Dar ești în situația să fii puțin credincios. Puțin credincios. Nu ești credincios. Nu te lăsa așa de diavol când vine și softește. Vezi? Te-ai îndoit. Uită-te la tine. Ești necredincios. Nu ești necredincios. În seara aceasta vreau să vă spun că ești puțin credincios dacă te îndoiești. Dar ascultă-mă. Nu te lăsa îndoit de necredință. De multe ori auzi frați și mă aud pe mine. Dar Doamne, dar de ce mi se întâmplă tocmai mie lucrul ăsta? Dar de ce tocmai eu la școală n-am reușit să trec sesiunea asta? Dar de ce tocmai eu n-am reușit la școală treaba asta? Dar de ce mi s-a întâmplat tocmai pe mine să mă prindă și pe ceilalți nu? Dar de ce tocmai eu să nu reușesc niciodată să fac lucrul ăsta? Dar de ce eu, care sunt copilul tău, să ajung acolo unde am ajuns? Mi s-a întâmplat când mi se întâmplă deseori. Și dacă citești în Evrei, ne întoarcem la Evrei, vedem despre ei, zice, mai înainte să citesc versetele care s-o citim, zice, ați primit cu bucurie răpirea averilor voastre. Ați primit cu bucurie răpirea averilor voastre. Da. Și vorbește despre suferințe. Îndeamnă în Evrei, ne uităm la Hristos, la suferințele lui Hristos. Vorbește despre, când vorbim despre credință, nu vreau să zicem, oh, Doamne, dă-mi o credință, îmi pun mâna peste bolnav, sunt vindecat. Vreau să vorbesc mai mult de credință, de încredere în Dumnezeu, că El este cu mine, chiar dacă sunt acolo în groapă, în încercare. Și nu înseamnă că dacă mă îndoiesc sunt necredincios, frații mei, înseamnă că am puțină credință, amin? Nu e amin, așa-i? Sunt necredincios? Uitați-vă în Luca, capitolul 8, cu versetul 22. Vorbesc despre potolirea furtunii de data aceasta. Într-una din zile, Iisus a fost într-o corabie împreună cu ucenicii săi și a zis, haide să trecem dincolo de lac. Și au plecat. Erau în corabie cu Iisus de data asta, nu mai erau singuri. Și Iisus adorme la cârmă. Foarte frumos. Se împletește natura divină cu natura omenească în viața Domnului Iisus Hristos. Iisus adorme la cârmă, obosit. Și vine furtuna. Și vin valuri. Și începe să se umple corabia de apă. Ei încep să panice. Încep să fie foarte speriați, să le fie frică. Și versetul 24 au venit la el, au deșteptat și au zis, Învățătorule, pierim! Învățătorule, pierim! Să știți că sunt cazuri când ajungem că, așa zice, învățătorile pierim. În altă evanghelie zice, învățătorile, dar nu-ți pasă că pierim? Puneți întrebarea asta Domnului, vă gândiți, dar Doamne, dar ție îți pasă? Și ne îndoim. Și ne îndoim. Știți de ce ne îndoim, frații mei?
punem la îndoială dacă Dumnezeu este cu noi. Dar Dumnezeu este cu tine. Crede lucrul acesta. Nu te îndoi. Nu-ți pasă. Știți cum? Se întâmplă că pendulăm așa. Acum am credință, mă văd în siguranță, sunt bine, ajung în încercare, mi-e frică, sunt nesigur, oare mai este Iisus cu mine, oare mă mai ascultă, dar m-am rugat de atâtea ori, dar nu mi-a răspuns, dar de ce nu mi-a răspuns? Acceptă voia Lui și dacă nu-ți răspunde. Crede în El și dacă nu vrea să-ți răspundă în felul în care vrei tu. El te trece prin valea umbrei morții, dar să știi că e cu tine. Amin? Nu te lăsa disperat. Apoi, versetul 25, da? Apoi a zis ucenicilor săi, unde vă este credința? Ce-a zis? Unde vă este credința? Nu a zis, sunteți niște necredincioși, și o certat, și o muștruliș, și o făcut. Frații mei, noi avem credință. Noi citeam în seara aceasta în Evrei, noi nu suntem din aceia care dau înapoi, ci avem credință pentru mântuirea sufletelor noastre. Amin? Amin. Dar Dumnezeu mă întreabă în încercare, unde este credința? Știți ce se întâmplă? În încercare eu aș vrea, nu știu cum se dumneavoastră, credința să fie un fel de termostat. Și știi termostatul? Ai termostat la căldură și îl pui să lucreze, să mențină 22 de grade, da? Și merge la 21 și... Deci acolo variază tot timpul, e acolo, ține căldura în casă la 22 de grade. E altul la boiler, da? La de șoplou, ăla de apă caldă, da? Și ține apa caldă la anumită temperatură tot timpul. Avem... Așa am vrea să fie credința noastră. Nu e așa. Frații mei, credința noi nu este un termostat. Este pusă în noi. Ne este dat darul credinței. Dar ce vreau să înțelegeți, frații mei? Credința trebuie activată. Apoi a zis ucenicilor săi, unde vă este credința? Aveau credință sau nu aveau credință? Aveau, zice Nucu. Dacă nu aveau credință, nu se duceau la Iisus să-L scoale? Aveau credință, frații mei. Dar tu, când ești în încercare, tu ce faci? Ascultați-mă bine ce vă spun. Vă dau un sfat. În primul rând, apare o stare de panică. Refuză de a te panica. Evrei, capitolul 11, versetul 1. Și credința este o încredere, cum este? Neclintită. Credința este o credere neclintită în ce? În lucrurile nevăzduite. O puternică încredințare în lucrurile care nu se văd. Când apar lucrurile astea, ce trebuie să faci? Unde ți este credința? Este în tine credința. Dar ce faci cu ea? Păi credința poți să o calci în picioare. Tu poți să te lași copleșit de îndoială. Să te lași cuprins de necredință. Ce trebuie să faci când ești cuprins de necredință? Supune necredința ta credinței. Pune credința peste necredință. Calcă în picioare. Ieși afară din valul. Trezește pe Hristos, du-te unde trebuie la Hristos, dar nu numai te du acolo, că de multe ori noi mergem și ne rugăm și Doamne, Doamne, dar din păcate mergem tare dezamăgiți, nu știm sigur. Iacob zice, ești ca valul mării, purtat încolo și încoace de vânt și așa suntem de multe ori. Și atunci oamenii din lume se uită la mine și atunci zice, eu nu vreau să fiu ca el. Mai bine fără credință. Frații mei, Dumnezeu ne cheamă la o credință neclintită în El. Știți cum este El? El este neclintit. Amin? Amin. Refuză să te paniști când ai o problemă. Refuză să dai păs îndoiere și necredințe și începi să te întrebi, dar oare, dar, și începi cu dar, și nu știu, și nu sunt sigur, nu. Crede pe Dumnezeu, pe cuvânt. Ia cuvântul, învață un verset. Doamne, pe baza cuvântului, mă încred în Tine și merg înainte. Amin, amin. Chiar dacă ce rău mă calcă în picioare, că găsim un evrei, că eu călcat în picioare pe Sfinți, zice,
De ei nu era vrednică lumea, dar au umblat în pește, îmbrăcați cu încojoace și haine în piei de animale și au suferit ei de care lumea nu era vrednică. Da, chiar dacă ajungi într-o situație nefericită, Dumnezeu, fiți atenți, frații mei, înțelegeți principiul ăsta. Dumnezeu v-a dat darul credinței, dar Dumnezeu vă încearcă credința. Înțelegi ce vreau să spun? Dumnezeu ți-a dat darul credinței, dar El îți încearcă credința. Dacă îți încearcă credința, zice, așteaptă și credința este o încredere neclintită în lucrurile nădăjduite, o puternică încredințare despre lucrurile care nu se văd. Așteaptă ca credința ta încercată să fie neclintită. Dacă eu aș pune pe un tânăr, du-te, Daniel, și împinge muntele Himalaya, iar și aruncă în mare. Nu poate, Daniel, nici în ruptul capului, că muntele Himalaya nu mișcă nici oamenii, nu pot să-l dinamiteze să-l mute de acolo. Nu pot. Nici o bombă de atragere, nici o sută de bombe, tot nu mut, atât de mare și puternic, da? Dar Hristos este mai puternic și mai mare. Orice ar fi, pune-ți nădejde în El. Încrede-te în El, în orice împrejurare, chiar dacă nu înțelegi. Știu. Eu, mie îmi place să fiu rațional, îmi place să găsesc, să am răspunsuri. Frații mei, m-a făcut Dumnezeu prin încercări? N-am găsit răspunsul nici în ziua de astăzi. Mă bazez și mă cred în El în continuare. Asta vrea Dumnezeu. Aici, în Evrei, capitolul 11, citiți să vezi ce frumos este tinerilor. Este o listă de oameni ai credinței și începe să zică despre Moise, de exemplu. Despre Moise zice că când a ieșit din țara Egiptului, ca și cum ar fi văzut pe cel nevăzut. Eu vă întreb, l-a văzut Moise pe Dumnezeu cum a ieșit din țara Egiptului? Nu l-a văzut, fraților. Nu m-au crezut. Atât. Târziu, după 40 de ani de stat în pustie, se descoperă Dumnezeu și vorbește. Chemarea lui Dumnezeu pentru noi nu este să vedem și să credem. Este să credem și să rămânem statornici. Zice aici cuvântul Domnului. Pentru că prin aceasta cei din vechime au căpătat o bună mărturie. Prin credință pricepem că lumea a fost făcută prin cuvântul lui Dumnezeu. Așa că tot ce se vede a fost făcut din lucruri care nu se văd. Aici vorbește cuvântul Domnului că prin credință noi pricepem creația. N-avem dovezi. Ateii n-au dovezi. În roman zice, când te uiți cu băgare de seamă la lucrurile făcute de Dumnezeu, ți-e imposibil să zici că nu există un creator. Atâtea sunt de perfecte. Vorbeam despre urechi astăzi cu cineva. Vorbeam cu cineva despre pești, despre sângele peștilor și cum sunt peștii, de ce peștile alea mortul sunt mai bun și... E o minune. Fiecare aspect al vieții care e. Dar evoluția, știți cum zice? Este ca și cum aleg din nou de muntele Himalaya, l-ai dinamitat tot și ai pune toate proiectilele din lume să tradă în el, cu toate bombele atomice. Și ar exploda tot țângă și ar fi tot în văzduh și când ar cădea jos tot muntele Himalaya, imaginați-vă, că începe tot să se formeze într-un oraș. Cu conducte de apă trase subterane, cu țări de scurgere, cu egu, cu poduri, cu asfalt, cu străzi asfaltate, cu grădini, cu case construite în perfecțiune, cu băi, cu sale de baie, cu salamanje, cu tot ce are o casă, da? Deci e posibil așa ceva. E posibil, nici așa ceva nu e posibil. Nu e posibil dacă explodează Himalaya să fie așa. Creaționiști, ăștia evoluționiști așa zic, că așa s-a întâmplat totul. Toată perfecțiunea care o vezi e din nimic. A fost un bim-bam, un bum și totul e din nimic. Frații mei, asta e mare minciună. Și se bazează numai pe credință, credința ateia. Credința noastră zice asta. Credem că avem un Dumnezeu. Îl crești pe Dumnezeu pe cuvânt? Domnul să mă binecuvinteze. Vreau să mă opresc aici. Ar mai fi de zis de abezacetii de enoc, dar mă lasă gâtul. Nu pot mai mult. Dar nu uitați ce v-am zis. Activați credința când sunteți în încercare, ok? O aveți în lumea voastră. Nu vă lăsați îndoiți. Nu vă lăsați la șoaptele diavolului. Nu luați aminte. Dumnezeu lucrează. Dumnezeu vă binecuvintează. Dumnezeu vă ridică. Mai demult aici nu dăm mâncarea în adunare un lucru despre cineva care a mulțumit Domnului și a primit ce a cerut Domnului, prin mulțumire. După a venit o soră din biserică la mine și mi-a zis, frate Sorin, am practicat rugăciunea mulțumirii. Și știți ce mi-a zis? În 3 săptămâni Dumnezeu mi-a dat răspuns la rugăciune și m-am rugat ani de zile pentru acolo și m-am primit. Lăuda să fie Domnul. Eu știți ce am zis?
N-a fost numai mulțumirea, a fost mulțumire plus credință. Lăudați să fie Domnul. Așa că dacă noi ne punem inima noastră, numai și inima în Domnul, Domnul și-a fost din numele în viața noastră. Amin. Amin, amin. Înainte de a încheia rugăciunea, să mai lăudăm pe Domnul cu cântare.